De ce noi nu punem Biblia pe același piedestal cu, cu tradiția? Argumentul meu cel mai simplu împotriva la o asemenea gândire să pui Biblia și tradiția la oaltă este următorul. Dacă eu nu pot să înțeleg Biblia și noi nu putem înțelege Biblia ca și comunități fără tradiție, înseamnă că Iisus Hristos, nici măcar Iisus Hristos n a fost suficient de clar pentru noi. Trebuie să vină altcineva, nu apostolului, după apostoli, da? generația următoare, generațiile post-apostolice, care să ne explice ce au spus apostolii și Domnul Isus Hristos Dar de unde știi tu ce au vrut să spună părinții bisericii, la anul 200 sau 300? Păi vin ceilalți pe la anii 400, 500, 600 și ne spun ce au spus ăștia la anul 200, ne explică ce au spus ei. Dar de unde știi ce au spus ăștia la anii 600? De unde știi că înțelegi corect? Păi îți spune biserica. Astăzi se spune biserica prin tradiție, ce, ce au vrut să spună toți ăștia toate secolele astea. Așa că ei te pun să-ți închizi mintea că tu nu poți judeca. Tu nu poți înțelege ce se spune acolo și ei spun tot ce înseamnă Sfânta Scriptură și tot ce au explicat ceilalți despre Sfânta Scriptură. Ăsta este un mod de a lega oameni, Da? Și te trezești, așa cum s-a întâmplat deja în bisericile tradiționale, că oamenii au adăugat la propriu la Sfânta Scriptură. Prin tradiție au adăugat la Sfânta Scriptură. Ei spun că n-au adăugat. Că alea lucruri pe care le-au învățat apostolii pe cale orală și s-au păstrat cumva în biserică. Nu avem nicio dovadă că este așa. Citești Sfânta Scriptură și citești ce scrie în tradiție, sunt lucruri diferite la propriu. Sunt lucruri diferite. Scriptura ți arată o cale a mântuirii, ei ți arată o cale a mântuirii la care se adaugă o grămadă de alte lucruri despre care Biblia nu spune absolut nimic. Da? Și nu mai este biserica fondată pe temele apostolilor și prorocilor, ci este fondată pe tradiția bisericii, pentru că tradiția bisericii a, ne-a dat informație suplimentare pe lângă ce au pus, spus apostolii și prorocii, da? Odată ce ai intrat pe panta asta, te pierzi cu totul. Trebuie să intri sub autoritatea totală a bisericii și să crezi tot ce spune biserica. Pentru că tu nu ai cum să verifici dacă lucrul ăla este sau nu este venit de la Apostol. Trebuie să-i crezi pe ei, pur și simplu, pentru că ai acceptat autoritatea aia lor.